Denisa Balog este singurul candidat din județul Satu Mare care a obținut media 10 la prima sesiune a examenului de bacalaureat. Tânăra a terminat studiile gimnaziale la Liceul Tehnologic Petru Cupcea din Supurul de Jos și este absolventa Colegiului Național Ioan Slavici, profil filologie. Nu a fost ușor, recunoaște tânăra, mai cu seamă în contextul creat de pandemia de coronavirus, însă cu multă muncă, perseverență și rigurozitate a dovedit că nimic nu este imposibil. Am avut o pregătire foarte riguroasă și am început din timp să mă pregătesc pentru acest examen și am fost foarte ambiționată de faptul că am vrut să arăt că generația pandemică nu are, adică se definește prin modul în care va răspunde la acest virus, nu prin ceea ce am pierdut. Cu toate că Denisa are rezultate remarcabile la învățătură și este șefă de promoție, nu a fost convinsă că va obține media 10 la bacalaureat, astfel că a început pregătirea încă din aprilie. Nu m-am așteptat, pentru că bloc de greșeală este și am foarte mari emoții de obicei când merg la examen. Din aprilie am avut un program de la 6 dimineața de învățat până seara pe la 8-9. Denisa spune că o mare contribuție la rezultatele de excepție obținute de ea o au părinții cât și profesorii care au învățat-o cum să rezolve o problemă fără greșeală. Mi-am stabilit un set din generală. În clasa a 6-a am participat la o festivitate de absolvire a claselor de a 12-a și atunci mi-am propus că vreau să fiu șefă de promoție și îmi doresc un parcurs excepțional. Familia m-a susținut în orice și profesorii. Pentru mine, profesorii au avut o contribuție foarte mare în acest sens. M-au ajutat să înțeleg cum trebuie rezolvat un subiect, astfel încât să nu omit niciun detaliu. În continuare, Denisa dorește să studieze dreptul la o universitate recunoscută din Cluj-Napoca. Consilierii județeni Satu Mare au fost convocați într-o nouă ședință desfășurată în mediul online. Proiectul ordinei de zi a inclus 5 proiecte de hotărâri, dintre care doar 2 au rămas în dezbatere. Este vorba despre solicitarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare privind spațiile pentru cabinetele medicale de expertiză și cel referitor la monografia economică militară a județului Satu Mare pentru anul 2020. Celelalte proiecte de hotărâri au fost amânate până la ședința viitoare. Proiectele de hotărâri dezbătute au fost adoptate în forma supusă atenției consilierilor județeni. La diverse, consilierul județean Ioan Pop a readus în discuție drumul spre Amați, Homorade, autostrada Codrului, fiind dezbătut subiectul pe toate fețele, dar fără a avea finalitate. Președintele Potocki Ciobo a informat consilierii că încă nu s-a finalizat procesul cu executantul aflat în insolvență. Președintele a mai subliniat faptul că se fac toate eforturile cu respectarea legii, ca în cel mai scurt timp să se poată interveni pentru ca drumul să redevină circulabil. De ani de zile, autostrada Codrului, în fapt, drumul județean DG193A, care asigură legătura între localitățile Satu Mare, Amați, Rușeni, Tătrești, Necopoi, Homorade, este în reparație, dar ca urmare a intrării în faliment a executantului și a unui șir de procese între Consiliul Județean Satu Mare, administratorul drumului și executant, lucrările trenează. Locuitorii satelor traversate de acest drum județean sunt nemulțumiți de condițiile precare în care se circulă. Ei doresc să se asigure condiții minime de a se putea circula în deplină siguranță. Oamenii au intenționat să organizeze un miting de protest la Satu Mare după cele desfășurate pe drum, la intrarea în Amați, încă din primăvară, dar condițiile impuse de pandemia de COVID-19 au zădărnicit protestul din luna martie. Iată că o altă tentativă de a organiza de această dată un miting de protest, a doua în fapt la Satu Mare, s-a lovit de interdicția de a organiza întâlniri publice din aceleași motive, COVID-19. Cele două instituții și-au motivat refuzul prin faptul că organizatorii ar încărca legea numărul 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Premierul Ludovic Orban se declară îngrijorat că nu se respectă restricțiile și avertizează că evoluția din ultimele 10 zile ne face să fim extrem de precauți. El a lăsat să se înțeleagă că măsurile de relaxare ar putea fi amânate. Planul de relaxare pe care l-am pus la punct cu specialiștii, cu toți cei care au contribuit la acest plan de relaxare, este un plan de relaxare în etape, din 15 în 15 zile, și că este necesară o evaluare înainte de a adopta alte măsuri a modului în care s-au desfășurat lucrurile în interiorul perioadei, nu neapărat de 15 zile, dar măcar 12 zile. Din cauza asta măsurile le-am anunțat cu o zi, două înainte de intrarea în vigoare a măsurilor de relaxare. Oricum, când e vorba de măsuri de relaxare, cu siguranță că e nevoie de un timp pentru a transpune aceste măsuri de relaxare și pentru a impune respectarea regulilor pentru fiecare activitate care iese de sub restricție. Astfel, premierul este hotărât să convoace pentru miercuri toate structurile din guvern pentru a analiza planul de măsuri și pentru a le da dispoziție să amplifice controlele. Miercuri voi convoca toți miniștrii și toate instituțiile statului care au atribuții de control, de la Ministerul Afacerilor Interne cu poliție, jandarmerie, până la Ministerul Sănătății cu direcțiile de sănătate publică, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, ANSVSA, pentru a face o analiză a planului de măsuri pentru a asigura respectarea regulilor. Ministrul Sănătății, Nelu Tutaru, a recunoscut că autoritățile iau în calcul restricționarea circulației în anumite localități, dacă apar focare de coronavirus. El a precizat că se analizează situația de pe Valea Prahovei și de pe litoral, pentru că acolo se respectă cel mai puțin regulile. Acesta a mai spus că măsurile de relaxare programate pentru 1 iulie vor fi amânate. Prim-ministrul s-a arătat îngrijorat de situația de la mare, de pe plajă, dar și de la terase. Într-adevăr, s-a văzut clar că în foarte multe locuri nu sunt respectate regulile și există un risc de transmitere a virusului crescut din cauza nerespectării acestor reguli. Și pe plaje, dacă la început așezarea a fost conformă, încetul cu încetul s-a intrat într-o devălmășie și aproape nu s-a mai respectat nicio regulă. Sigur, înțeleg că e aglomerație, dar și pe terase trebuie respectate regulile de distanțare care sunt stabilite. Aici poate trebuie gândită o altă fel de programare a mersului la masă și în alte locuri. Chiar m-au îngrijorat, vă spun sincer, am văzut niște imagini cu care aproape nu s-a mai respectat nicio regulă. Este foarte important să se respecte aceste reguli, iar în ceea ce privește autoritățile și instituțiile statului român, miercuri le voi da un semnal de mobilizare la maxim, pentru că este o mobilizare care este în interesul cetățeanului și care nu are alt scop decât de a apăra sănătatea și viața oamenilor. Ludovic Orban apreciază că dacă n-ar fi fost luate măsurile de izolare și carantină, România era Italia la pătrat. Tăricianu spune că ar fi nevoie din nou de armată pe străzi pentru a responsabiliza populația și premierul vrea mai multe forțe de ordine pe străzi, dar ar apela la agenții de poliție locală. Tăricianu crede că întoarcerea soldaților pe stradă ar responsabiliza mai mult populația. În schimb, Ludovic Orban propune ca polițiștii să ofere măști cetățenilor. Președintele Pro-România, Victor Ponta, a reacționat spunând că ministrul ar trebui să fie mai atent la încălcarea normelor promovate chiar de PNL. În județul Satu Mare, astăzi 30 iunie, se află în carantină 13 persoane, iar în autoizolare la domiciliu 1123 de persoane. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 60 de vindecări și 8 decese cauzate de coronavirus. Au fost testate 6568 de persoane și au fost efectuate 7939 de teste. Până la data de 30 iunie 2020, ora 7:15, din punctul de trecere a frontierei Pete au fost escortate la centrele de carantină 773 de persoane. În județul Maramureș, astăzi, se află în carantină 16 persoane, iar în autoizolare la domiciliu 2323 de persoane. Până în prezent, în Maramureș s-au înregistrat 131 de vindecări și 6 decese cauzate de coronavirus. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 26.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.141 au fost externate, dintre care 19.050 pacienți vindecați și 1091 pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 388 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI în acest moment sunt internați 205 pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 890 de persoane. Alte 61.840 de persoane sunt în izolare la domiciliu și ci se află sub monitorizare medicală. Până în această dată, la nivel național, au fost prelucrate 710.112 teste. Primăria municipiului Satu Mare anunță că din luna iulie fiecare părinte care vrea să își trimită copilul la grădiniță va avea această posibilitate. În acest sens, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a avut o întâlnire cu directorii unităților de învățământ preșcolar din municipiu și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Foarte mulți părinți nu au cu cine să-și lase pe cei mici când sunt la muncă, iar noi ne dorim să venim în sprijinul lor cu măsuri care să le permită să revină la locul de muncă și să-i știe pe copii în siguranță. Am analizat împreună cu directorii unităților de învățământ preșcolar varianta de a redeschide grădinițele și astfel am ajuns la concluzia că se vor lua toate măsurile în vederea redeschiderii unităților de învățământ preșcolar. Suntem pregătiți să asigurăm în grădinițe toate materialele specifice pentru reluarea activităților și pentru respectarea regulilor sanitare, a declarat Kereskényi Gábor. Unitățile de învățământ preșcolar au solicitat părinților să transmită o cerere dacă își doresc să-și ducă copiii la grădiniță pe perioada verii, iar după centralizarea cererilor s-a luat decizia ca începând din 9 iulie să fie redeschise 7 grădinițe, după cum urmează: grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată, grădinița cu program prelungit numărul 5, grădinița cu program prelungit numărul 13, care va prelua copiii înscriși la grădinița cu program prelungit Voinicelul și grădinița cu program prelungit numărul 9, grădinița cu program prelungit numărul 11, care va prelua copiii înscriși la grădinița cu program prelungit Draga Mea și grădinița cu program prelungit numărul 33, grădinița cu program prelungit Gulliver, care va prelua copiii înscriși la grădinița cu program prelungit numărul 7, grădinița cu program prelungit 14 mai, care va prelua copiii înscriși la grădinița cu program prelungit numărul 12 și grădinița cu program prelungit numărul 6 și grădinița cu program prelungit Amianoș, care va prelua copiii înscriși la grădinița cu program prelungit numărul 29 și grădinița cu program prelungit numărul 24. Locurile disponibile din cele 7 grădinițe sunt în prezent ocupate în totalitate, însă părinții care au nevoie de informații suplimentare privind procedura de ocupare a unui loc se pot adresa conducerii grădinițelor unde este înscris copilul. Doi maramureșeni au venit acasă din Constanța. În această dimineață, pe fondul oboselii, au provocat un accident de circulație în localitatea Leordina. Orei 5, polițiștii au fost sesizați că pe DN18 s-a produs un accident cu pagube materiale. La fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat care conducea o autoutilitară a pierdut controlul direcției de mers, autovehiculul a părăsit partea carosabilă, a acroșat un gard și s-a oprit pe o stradă laterală. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. În momentul în care echipajul de poliție s-a apropiat de locul accidentului, cei doi maramureșeni, soț și soție, le-au transmis să nu intre în contact cu ei pentru că sunt confirmați pozitiv cu COVID-19. Conversațiile s-au purtat prin mijloacele de comunicare online. În județul Maramureș am avut un incident, și anume doi soți cu domiciliul în Maramureș, pe fundul oboselii la volan, au ajuns în afara părții carosabile. La sosirea agenților de poliție, aceștia le-au comunicat prin intermediul aplicației WhatsApp și a telefonului mobil, de fapt i-au avertizat în prealabil, că au un buletin de analiză pozitiv, un buletin de analiză eliberat de o clinică din județul Constanța. Am avut neplăcuta surpriză să constatăm că nu o să se găsească într-o unitate spitalicească, ei sunt pe drum în județul Maramureș. Se fac cercetări în acest caz, au fost anunțate organele competente, ministerele de resort și eventual revenim cu precizări legate de acest caz. Au intrat în contact polițiștii cu cei doi? Nu, pentru că i-au avertizat pe polițiștii în momentul în care au sosit de acel buletin de analiză pozitiv și au făcut comunicare exclusiv prin telefon și aplicația WhatsApp. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, CNAS, a anunțat vineri că valabilitatea cardurilor de sănătate care expiră la 1 iulie va fi prelungită cu 7 ani pentru 4,2 milioane de români. Decizia este posibilă deoarece certificatele digitale înscrise pe cipurile cardurilor naționale de sănătate au o valabilitate de 7 ani, ceea ce va permite platformei informatice a asigurărilor de sănătate să recunoască valabilitatea cardurilor pentru un interval de încă 2 ani după termenul inscripționat pe suprafața de plastic a documentelor emise anterior, datei de 31 iulie 2018, se arată într-un comunicat remis de CNAS. La nivel central se face o verificare, având în vedere că cei doi maramureșeni au prezentat un buletin de analize de la o clinică privată din Constanța. Conform protocoalelor în vedere, maramureșenii trebuiau să fie spitalizați, nici de cum lăsați să revină în Maramureș. În curs este o anchetă, urmând a se lua măsurile legale ce se impun în acest caz. Mașina șefului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus a fost incendiată de persoane necunoscute în parcarea Izvorul Dragoș din localitatea Moisei. Un localnic a sunat la 112, însă până la sosirea pompierilor militari, autoturismul a ars în totalitate. Azi dimineață, în jurul orei 3, mașina personală a șefului de sector de la Vișeu de Sus a fost găsită incendiată într-o parcare de pe raza localității Moisei, județul Maramureș. La fața locului s-au prezentat polițiștii și pompierii care au reușit să stingă incendiul. În continuare, reprezentanții IPJ Maramureș desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere și dispunerea măsurilor legale ce se impun. Oamenii legii au stabilit cauza probabilă a izbucnirii incendiului ca fiind folosirea intenționată a sursei de aprindere. Localnicii cred că la mijloc ar fi vorba de intimidarea șefului postului de poliție de frontieră din Vișeu de Sus, având în vedere numărul mare al infractorilor prinși în zonă cu țigări de contrabandă. Iulia Stan, purtătorul de cuvânt al ITPF Sighetu Marmației, a fost premiată de către ministrul Marcel Vela, dar și de către secretarul de stat Bogdan Despescu. Cu ocazia Zilei Comunicatorului au fost desemnați cei mai buni comunicatori din MAI. Anunțul a fost făcut în cadrul unei videoconferințe organizate cu acest prilej. Aprecierile ministrului s-au îndreptat spre ITPF Sighetu Marmației, fapt pentru care a acordat 2 diplome agentului șef adjunct de poliție Iulia Stan din cadrul compartimentului purtător de cuvânt ITPF Sighetu Marmației și comisarul șef de poliție Ilie Poroh Serița, ofițer de relații publice al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava. Premiile le-au fost oferite pentru modul cum au gestionat activitatea de comunicare publică și relații publice. Maramureșanca susține că se simte onorată, având în vedere aprecierea muncii sale de către ministrul Marcel Vela. De asemenea, aceasta a ținut să mulțumească tuturor colegilor din mass media din Maramureș care dau dovadă de răbdare și colaborare. Iulia Stan e absolventa cursurilor Facultății de Filozofie și Jurnalism din Baia Mare, având și o experiență de 2 ani de zile ca și reporter la ziarul Glasul Maramoreșului. Din anul 2006 e angajată a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, iar din 2007 își desfășoară activitatea în cadrul compartimentului ca purtător de cuvânt. Băncile din România au soluționat 321.000 de solicitări, reprezentând aproximativ 90% din solicitările depuse de clienții persoane fizice și juridice pentru suspendarea obligațiilor de plată lunare din contractele de credit în primele 3 luni de la debutul pandemiei COVID-19, arată Asociația Română a Băncilor. Din solicitările soluționate de bănci până în 15 iunie 2020, peste 60% au fost soluționate în baza ordonanței de urgență 37/2020, iar aproximativ 40% în baza măsurilor de sprijin adoptate de bănci începând cu luna martie pentru clienții afectați de efectele pandemiei. Cele aproximativ 41.000 de solicitări încă nesoluționate se află în curs de procesare. Clienții persoane fizice au depus un număr de peste 334.000 de solicitări, iar clienții persoane juridice aproape 28.000 de solicitări. Arhiepiscopul romano-catolic de Paris, Michel Epetit, a confirmat marți că lucrările de reconstrucție la Catedrala Notre-Dame de Paris, parțial distrusă de un incendiu în 2019, ar putea să înceapă în ianuarie 2021, după ce a fost încheiată faza de consolidare a edificiului. Încheiem consolidarea. Ca termen rezonabil, am putea începe lucrările în ianuarie 2021, a declarat acesta într-o conferință de presă organizată pentru inaugurarea unei expoziții de desene ale copiilor care au reprezentat catedrala. Ilustrațiile sunt expuse pe gardul șantierului. Lucrările au întârziat din cauza că vara trecută au fost luate măsuri contra contaminării cu plumb, apoi din cauza că în toamnă și în iarnă a fost vreme nefavorabilă. În primăvară, coronavirusul a impus iarăși restricții. Recent a fost reluată activitatea pe șantier, odată cu demontarea schelelor care au fost montate pentru a restaura turla catedralei. Ambiția președintelui Emmanuel Macron este de a reda viața catedralei până în 2024. Arhiepiscopul Opetit a binecuvântat o replică a statuii Fecioarei de la Notre-Dame, instalată de câteva zile în fața edificiului. Satumarenii iubitori de artă sau care au drum în această vară la primăria municipiului Satu Mare pot admira lucrările expuse în salonul de vară al Asociației Artiștilor Plastici, panotat și deschis fără vernisaj la sfârșitul săptămânii trecute. Tematica și coloritul multora dintre lucrări se potrivește cu lumina deschisă a verii. Expoziția ocupă două holuri legate între ele, cele al primăriei și cel al Consiliului Județean. Participă 31 de artiști vizuali cu 150 de lucrări de pictură grafică, sculptură, vitralii, paper cut, fotografie. În vederea respectării regulilor impuse de pandemie, președintele Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare, Kereskényi Gábor, vă rog să limitați numărul vizitatorilor, să păstrați distanța socială și să purtați corect masca de protecție. Expoziția va fi deschisă până în septembrie. Banca Națională a României a cotat €1 la 4,84 de bani, cu 0,03% mai puțin față de ultima cotație. Dolarul american a fost cotat la 4,32 de bani, cu 0,57% față de cotația de luni. Moneda maghiară a fost cotată la 1,35 de bani pentru 100 de forinți. În timpul nopții, cerul va fi variabil, unele înnorări la începutul nopții la munte și în estul teritoriului, unde izolat vor mai fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. În timpul zilei, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. Local caniculară în regiunile sudice, disconfortul termic se va menține accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe ariile strânse în Câmpia Română și în lunga Dunării. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare după amiaza și seara, cu precădere în zonele de munte, unde pe ariile strânse se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 28 și 35 de grade. În județul Satu Mare, vremea se va răci față de zilele precedente. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. În județul Maramureș, vremea se va răci față de zilele precedente. Cerul va fi variabil la senin. Pe ariile strânse, în prima parte a zilei, vor mai cădea averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 15 grade. În județul Sălaj, vremea se va răci față de zilele precedente. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. În județul Cluj, vremea se va răci față de zilele precedente. Cerul va fi variabil la senin. Izolat în prima parte a zilei, vor mai cădea averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade Celsius.